În momentul în care cumpărăm o vânătă, o roșie, un ardei, cumpărăm un kilogram de cărnat, cumpărăm un litru de lapte de la... S-ar putea de multe ori aceste produse să fie mai nocive decât un produs pe care îl cumpărăm din un hipermarket și supermarket. Asta nu înseamnă însă că nu ar trebui promovate astfel de produse. Dar produsele acestea ar trebui promovate în mici cooperative, în mici asociații, care să îndeplinească o legislație minimală. Și astfel ar avea o șansă cu adevărat importantă. Noi suntem și milităm pentru a da o șansă micului întreprinzător să vândă în orașe. Ca să se poată vinde în oraș, ar trebui ceea ce se întâmplă în toate țările europene și probabil dacă iar mă văd cei din retail și comerțul, să spunem, mai industrializat de produse agroalimentare, iar o să mă înjure, ar trebui să se închidă sâmbătă și duminica hipermarketul și supermarketul. Deci susțineți acea nu, idee este inițiativa noastră, nu o susțin, a micilor comercianți, da. Este inițiativa noastră, nu este a micilor comercianți de 9 ani de zile, nu de astăzi. Eu de când mă duc la Bruxelles după ora 5 după amiază nu găsesc un magazin deschis în timpul săptămânii, nu în timpul weekendului. După 6 nici pare de haine le mai găsiți, da? Păi, nu, nimic, da? Da. Bun. E, și atunci discutăm de o problemă. De ce? Fiindcă eu ca cetățean, în momentul în care eu îmi fac, petrec timpul liber în mall și îmi cumpăr de acolo și cărnatul și fasolea și haina și mă duc și la film, nu dau nicio șansă de a avea un produs mai aproape de mine, fiindcă una este să-mi vină un cărnat, un ardei, o roșie de la 300, 500, 2000 de kilometri și una este să vină de la 15-20 de kilometri. Eu vă întreb, dacă dumneavoastră să închide aceste supermarketuri, da? Noi, la ora față de străinătate, avem certitudinea că ce să vinde în piețe, exact ce a spus, sau în acele târguri, nu sunt luate tot din supermarketuri sau nu sunt luate tot de unii care le cumpără de la alții și cât de verificate sunt ele? Aici administratorul și organizatorul acelei piețe ar trebui și au fost câteva încercări și noi am fost parte în grupurile de lucru privitoare la securizarea certificatului de atestatului de producător. Datorită faptului că am găsit primării care au eliberat atestate de producător de 3 ori mai mult decât era populația comunei sau satului respectiv. E o problemă. De fiecare dată mergem pe premiza, zice, domne, astăzi discutam cu cei din industria cărnii și cu cei din Ministerul de Finanțe găsirea unei formule de scoaterea și reducerea la zero a TVA-ului pentru produsele care sunt donate către așezăminte de copii, de bătrâni, case. Fiindcă astăzi, dacă o firmă vrea să doneze 3 tone de cărnați, trebuie să plătească TVA la donații. De ce? Mai bine îl distruge decât să-l plătească. Dar îmi spune cineva din reprezentanții autorității publice, păi domne, o să sigur să-și facă ăștia asociații și fac evaziune și... Păi atunci, domne, propun un lucru foarte clar. Nimeni pe teritoriul României să mai aibă permis de conducere. Fiindcă dacă dăm permis de conducere, o să ajungă la streacă pe roșu. Ca să prevenim, clar. Nu mai dăm la nimeni permis de conducere. Închidem toate șosele și s-a terminat cu accidentele. Nu, asta e soluția. Pentru asta avem Autoritatea de Siguranță Alimentului, pentru asta avem atâtea autorități, iar asociațiile patronale și profesionale, de multe ori în diferite emisiuni și aștept și la dumneavoastră dezbateri din acestea cu 3-4 și în momentul în care este publicitate și se închide, atunci cu adevărat este emisiunea. Nu în timpul emisiunii. Și își spune, păi stai domne că știu eu că dincolo, dar când e popos, a, păi nu pot să zic nimic. Când e să facă hârtia la... Și atunci aceste asociații mici țărănești, aceste asociații ar trebui să facă ceva. Iar pe cealaltă parte, să nu uităm un lucru. Cea mai puternică autoritate publică de control suntem noi fiecare. Banul e la mine în buzunar și eu decid dacă îl dau lui Popescu sau îl dau lui Ionescu. Da, cât de... Dar ca să-l dau, eu trebuie să am informația. Și atunci, organismele la nivel mondial, european și chiar și vecinii noștri, este un mecanism foarte simplu și noi am reușit și facem acest lucru, monitorizăm și testăm produse. Teste comparative.ro. E adevărat că sunt la nivel de site, vom continua și în segmentul print ca cetățeanul de la țară să aibă și nu numai apărat internetul, dar omul, având o evaluare de terță parte, constantă și ca și monitorizare. Pe cealaltă parte, administratorul pieței, în momentul în care se găsește un produs neconform, pe ăla trebuie să-i se închidă business-ul, să-i se ia afacerea și nu să găsim ca în diferite, scrie frumos mare, târg de produse tradiționale ecologice. Dom'le, ecologic e una, tradițional e alta și târg de produse țărănești e alta. Fiindcă la țară pot să fac și detergent, tradițional, pot să fac cărnații după rețeta lui bunica, dar cu carnea de la hipermarket din Polonia, iar ecologic înseamnă că sunt certificat într-un sistem. Genul acesta de mecanism de educare și informare ar trebui să fie mult mai clar, iar pe cealaltă parte, autoritățile publice de control ar trebui cu adevărat să taie în carne vie în momentul în care descoperă acest fel de lucru. Am fost, de exemplu, la Bâlea Lac. Sus, acolo, la Bâlea Lac, sunt niște chestii frumoase din lemn în care se vând tot felul de cărnați. Dom'le, am văzut multe produse
care în momentul în care se termina produsul, coborau la poalele muntelui, unde este o fabrică mare de produse agroalimentare de mezeluri, și le lua și le aducea înapoi. Iar nu mai e produs tradițional. Doar că îl vindeau la altitudine. Era fără etichetă, cu sfoară. Ei, da. Dar aici e clar. Lângă chioșcul ăstea era și un echipaj de poliție. Cineva lua chirie pentru spațiul respectiv. Administrația publică încasează taxe și impozite. Foarte mulți dintre, chiar dacă ești țăran din Maramureș, tot trebuie să treci încă pe la Împărăție, pe la București, pentru o ștampilă, pleci cu aeroportul, pleci pentru, tot treci pe aici. Și măcar în drumul ăsta dintre București și Brașov, sau București și Ploiești, găsim foarte mulți țărani locali care din munca lor și sudoarea lor scot în fața porții și vând portocale. Și n-ajunge la chestia cu noxele? Nu obțin. Și vând portocale. E producție proprie, da, aici, lângă București se produce. Și kiwi, și banane, și cireși. Doamne, nu e normal. Pe același drum trece și premierul, și președintele, și șeful poliției. Dar nu se întâmplă nimic. E, și atunci este o problemă de atitudine. Și atunci ce putem face fiecare dintre noi, ca să fim foarte clari? Pe de o parte, cumpărăm produse doar în spații speciale amenajate. Dacă vedem că ceva nu este în regulă, hai să facem reclamații. Fiindcă făcând o reclamație, două, nouă, acum 7-8 ani, 10 ani, nimeni nu se gândea că poți să dai în judecată o bancă. Nimeni, nici măcar nu-și punea problema cum banca nu te pui. E, astăzi sunt procese câștigate, bănci executate. Și nu în ultimul rând să cerem un document fiscal. În momentul în care vom primi, când cumpărăm kiwi și roșii din piață, de la unul care vinde și banane și de toate, acolo ai o firmă, să-mi dea bonul fiscal. Când o să-mi dea la bonul fiscal, o să aibă loc și țăranul lângă el. Fiindcă nu o să mai fie 100, o să fie doar 2-3 și restul vor fi țărani. Cât niciunul nu cere bonul fiscal și niciunul nu eliberează bonul fiscal, această, până la urmă, zonă neagră, chiar gri, devine o problemă. Iar normativele privitoare la pesticide, îngrășăminte și toate aceste lucruri, e adevărat că pentru un mic fermier nu poți să-l pui să facă analiză, fiindcă îl costă de lună. Dar prin sondaj, autoritatea are acel program de autocontrol și se duce frumos, prelevează și când l-a prins și când l-a găsit, să n-aibă voie nicio piață și să nu mai poată să iasă la vânzare. Am văzut un lucru inimaginabil. Am fost într-o comună, undeva prin Ardeal, și am într-o gospodărie țărănească și ceva de mâncare imediat. Și ne-a adus ceva să ne taie pe masă niște slănină, brânză, nu? Niște roșii. Slănina era cumpărată cu un brand foarte frumos, trasă în țiplă de la un brand cunoscut. Brânza era de la alt brand cunoscut. Și păi, de aici la țară, tu n-ai? A, păi nu mai avem vaci. Păi și... Păi mai avem niște găini. De care? Și când păi îi place lui soțul meu și avea găini pitici de colecție. Și zic, dom'le, suntem totuși la țară. Păi și ce? A, păi soțul lucrează la o firmă de-asta de pază și făcea naveta și femeia respectivă lucra, femeie de servici, la un alt, tot așa făceau naveta. Păi și gata, cu țara s-a încheiat și au devenit deja și cei de la țară consumatori de produse de la oraș. Nu știu cum să-și le aleagă, sunt păcăliți, au o groază de probleme. Iar cel care cu adevărat ar putea să însemne copiilor, în loc să stea la fermă și să dezvolte un business, dar să-l dezvolte cum trebuie. Și pentru acest lucru ce au nevoie la informație, cum să eticheteze, cum să certifice. Până la urmă nu înseamnă costuri foarte mari. Sau dar poate este firma de familie un business de viitor pentru cei care sunt acum la țară sau care vor să se reîntoarcă? Organizația Mondială și ceea ce se discută și toate temele astea de evenimente și tot ce discutăm noi despre fermele de familie, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, a crescut numericul de familii și de ferme țărănești la nivelul medie Uniunii Europene. În Germania, la țară, înseamnă la noi, la oraș. Da. În Franța, adică nu există, nu mai există concept, totul acolo, canalizare, tot, nu mai e ca un fel de țară, cum spunem la noi. Într-un fel avem o șansă, fiindcă vedem că mulți, de la Prințul Charles până la alții, li se pare interesant ca și zonă. Eu cred că ar trebui să fie un deziderat național, până la urmă, și o problemă politică, fiindcă dacă 48% din populația României care locuiește în mediul rural și ar desfășura și activitățile în mediul rural, ar putea să fie ferma țărănească, un producător și un exportator, atât pentru oraș, să-i spunem export de la țară, dar mai ales și pe piețele internaționale. Am fost, de exemplu, în Portugalia și acolo zona aceasta viticolă, de exemplu, mi s-a părut mai interesantă, nu a fost comasată în mari ferme. Și au undeva cam la peste, la o țară mai mică ca suprafață decât a României, o țară cu jumătate din populația României, au undeva la peste 1500 de branduri de vin.
De ce? Fiindcă dacă eu am 2 hectare de vie, mi-am făcut brandul meu. Asta aveți brand și fiecare. Și ca să se reziste pe piață, ce a făcut? Să-l îmbutelieze frumos, să știe să și-l vândă. Și au devenit niște mici întreprinzători, la modul serios și real. Eu cred că se poate. Dar trebuie, pe de o parte, programe și campanii, nu cum au fost făcute pe axa financiară 2007-2014, în care am văzut atât și cu inserția romilor și cu programe de dezvoltarea IMM-ului și a business-ului în segmentul rural, în care s-au făcut cursuri de la de adunat la Căminul Cultural, le povestea, se uitau ăștia siderați, nu înțelegeau nimic ce au spus, au bifat, le-a dat o țuică la sfârșit, s-a terminat proiectul și suntem toți fericiți. Fiindcă dacă ne uităm pe 2007 și poate ar fi o chestie interesantă a postului ăsta de televiziune să facem și poate chiar și împreună să facem un studiu, câtă lume a fost trăinuită, câtă lume a fost cursată în mediul rural în România. Și eu spun că, în primul rând, depășește populația. Și doi la mână înseamnă că toți sunt atât de deștepți că nu știu de ce mai facem emisiune. Adică deja eu... Dar dacă mergem în viața reală, nu e chiar așa. Păi și asta vreau să vă întreb. Real, ce cultură în acest sens, în sensul consumatorului, dar să zicem al alimentației, că toți suntem pe această temă, are românul? Pentru că un studiu făcut în 2008, vedeam chiar aici pe site, pe Agerpress, spunea că românii consumă, exact ce vreau de nutriționist mai devreme, foarte multe grăsimi în raport cu ce ar însemna fructe, legume. Dar mai spune ceva, un studiu tot în perioada respectivă, pe l-am făcut împreună cu Ministerul Agriculturii și Institutul de Calitate a Vieții, o familie medie de români aruncă 35% din produsele agroalimentare. Plus risipa de alimente, care nu mai e în România. Pe cealaltă parte, risipa și mai gravă este de 46% la micii producători. Nu știu cum să o depoziteze, nu știu cum, nu au anumite proceduri. Am fost în Germania la o conferință și a trebuit să merg de la Frankfurt la Erfurt, un oraș din fosta Germanie răsăriteană, și am fost cu trenul. De obicei, când mergi cu trenul și în România și pe ce vezi? Zona de, să spunem, dosa orașelor, zona mai nu atât de frumoasă și curată, dar spre calea ferată, în general, spatele curților, partea de sfârșit a satului. Și am văzut un mediu rural în fosta Germanie răsăritană, deci hai să spunem și ei printr-un proces de tranziție, încă nu erau atât de, să spunem, occidentalizați, dar totuși am văzut că în curțile respective, domnule, n-am văzut o ulucă ruptă, n-am văzut un gard nevopsit, n-am văzut de... lemnele erau puse în ordine descrescătoare. Nu aruncate într-un... E și o problemă de educație. Și o problemă. Bine, a fost în Germania. Dacă mergem în alte țări, Franța, Anglia... Da. Am dat un exemplu din partea asta de extremă. Exact. Partea cealaltă, eu cred că problematica aceasta a avea învățători, profesori în mediul rural, ok, și bine, mai bine plătit și cu adevărat să dea o șansă practică acelor copii. Pe cealaltă parte, prin toate programele pe care le tot vedem, prin primării, consilii județene, APIA, direcțiile agricole, ar trebui înființate camerele acelea agricole, de care tot discutăm de atâta timp, în care, până la urmă, cu adevărat, producătorul să aibă un aport extrem de important în decizie. De ce nu se întâmplă? Nu se întâmplă... E voință politică. Nu cred asta. Mulți asta acuză. Păi este cel mai simplu, să te justifici acuzând pe cineva. Eu am făcut un studiu cu Direcția de Evidență a Populației și nu există niciun cetățean român, viu sau mort, în țară sau în străinătate, care în codul numeric, care a primit codul numeric personal de la statul român și care nume sau un prenume să aibă cuvântul cineva. Așa că să nu mai așteptăm de la cineva, nici să ridice hârtia, nici să facă legea. Nu există cineva în România. Hai să facem fiecare ceva. Și eu cred că țăranul, cel care stă astăzi la oraș, care sigur are mama, bunica, unchiul sau nepotul la țară și după emisiunea asta să pună mâna pe telefon și să-l sune, că sigur are telefon acolo și de obicei vezi țăranul cu mâinile și la coasă și sună, auzi un sunet de mobil și răspunde, să-i spună un singur lucru. Haide repede și vezi ce te-ai hotărât să faci. Nu mai ține nici 5 rațe, 2 capre, o vacă. Hotărăște-te pe ceva. Și fă pe segmentul ăla ca să poți dezvolta mai bine, fiindcă altfel rămâne doar o agricultură. Deci o profesionalizare. Da, fiindcă poți să facă familia cu tare să crească mai multe capre, ailaltă să crească mai multe vaci, cealaltă să facă, nu știu, roșii sau ceva. Că dacă le faci pe toate, fiindcă acum 100 de ani, acum 200 de ani, le făceai pe toate ca să ai ce să mănânci tu, nu să dai la altul. Deci era o problemă. Dacă stăm după atâția ani de zile și discutăm totul de subzistență. Pe cealaltă parte, eu cred că modernizarea mediului rural din România prin introducerea canalizării, apei,
ai, este un deziderat care ar trebui să fie o problematică națională, atât în platformele celor care candidează la președinție, în strategia națională de accesare a fondurilor europene, dar și în tot ceea ce înseamnă în momentul în care discuți după 4 ani de zile cu un președinte de Consiliul Județean sau cu un prefect, că în județul lui mai sunt localități care nu au apă, nu au canalizare, eu cred că este o crimă. Ar trebui duși direct în pușcărie. În momentul în care discutăm, acum 2000 de ani în Sarmice Getuza Regia, după ce a cucerit Traian partea aceea de Dacia, aveau apă în casă, căldură în pardoseală și toaletă în casă, da? Acum 2000 de ani. În același localitate, în aceeași zonă are geografică astăzi, n-are nimeni toaletă în casă, n-are canalizare, n-are apă. E absurd. Este frizează ridicolul și până când nu aducem, păi nu putem să-i cerem țăranului să fie un cetățean european, să fie un țăran european, o microfermă sau... Discuteam, dacă noi asigurăm un cadru... Băi, cât de cât, măcar la niște standarde normale. Și, fiindcă omul ăla, dacă se duce să-și ia apa din fundul curții, se duce la toaletă în fundul curții, păi ăla a răcit copilul, a plecat și cum a prins primul internat, sau ce a plecat la oraș. Discuta fostul comisar european al României în domeniul agriculturii. Foarte bine că se susține segmentul ăla, dar cred că susținerea în domeniul agricol nu trebuie să nu discutăm doar de subvenție. Trebuie să discutăm de un cadru în care să le asigurăm copiilor de acolo o speranță să rămână la țară. Pentru asta trebuie să le asigurăm apă, canalizare, școală și nu în ultimul rând acea subvenție care se dă să poată fi dată și cu niște condiționări. Că în momentul în care producătorul, microproducătorul respectiv, care și-a luat subvenție pe 5 vaci, pe 2 hectare de, nu știu, de vie, pe 5 hectare de pășune, dom'le, ți-am dat subvenția. Totul este în regulă. Ți-ai făcut și tu 3 hârtii, certificări de alea. Pe cealaltă parte, când se duce să-și, ia, să-și facă acea certificare, birocrația la noi a devenit, cred că am devenit și putem, să spunem, la nivel global și chiar european, dar și la nivel global, că am devenit niște profesioniști în a birocratiza și a crea mecanisme. N-ai timbru, deci n-ai timbru, Kafka nici nu e la mici copii pe lângă ce se întâmplă. Când îi ceri celui de la țară să se ducă la județ de 5 ori, păi cine îi plătește lui transport? De ce trebuie să ducă el până la județ? Păi ce, Dumnezeu, să nu... Că dacă a furat, dacă... Păi de aici tu pus acolo. Vino tu la țară și verifică și monitorizează. Are vacile, n-are vacile. Sau cum a fost în acea filmare în care stăteau la primărie și trecea, stătea la un șpriș, la o masă, cel care trecea și vedea număra vacile. Și aceleași vaci venea cineva lui Ion. Și treceau 7 vaci. Pe al lui Gheorghe. Tot alea 7 vaci. Păi nu e normal. De ce nu e normal? Fiindcă, până la urmă, funcționarul public al statului trebuie să înțeleagă că este angajatul țăranului la țară, este angajatul nostru la oraș, este angajatul nostru al tuturor. Iar din această perspectivă, cred că cel care este astăzi și ne uită, se uită acum la televizor, dacă are în casă și a cumpărat un sac de pesticide, de îngrășăminte, a cumpărat puieți să-i, de pom să-i sădească, sămânță, nu știu ce, și pe eticheta produsului respectiv nu este scris în limba română, acum să pună mâna pe telefon sau mâine dimineață să sune la 021-9551, numărul protecției consumatorului. Nu acum, nu mâine, nu poimine. Dacă același mic fermier are o problemă și s-a dus să-și cumpere și trebuie o subvenție sau trebuie să... Și nu i s-a întâmplat, nu i s-a dat. Dom'le, să pună mâna acum și să facă o sesizare. Dacă nu are cu cine și cineva îi cere bani sau ceva, să intre pe site-ul Protecția Consumatorilor Gros sau să sune la 021-9615 și colegii noștri îl vor ajuta gratuit. Dar trebuie odată să se întâmple ceva. Păi asta dar nu se poate întâmpla. Când credeți că se va întâmpla și din partea autorităților, dar și din partea oamenilor? Aveți din o experiență de ani de zile. Din partea autorităților nu trebuie să așteptăm. Autoritatea nu poate să se întâmple, fiindcă autoritatea publică... Nu, se asigură acel cadru de care poate. Vorbeam. Autoritatea e o clădire. Da? Dar încălzirea e populată cu oameni. Și până când cineva nu o să-l tragă pe ăla de mână, nu o să facă. Bun, și atunci când o să ajungă oamenii la nivelul la care spuneați încât să pună la telefon să sune? Acum 2 ani de zile erau foarte puține reclamații, acum sunt ceva mai multe. Acum 7 ani n-aveam probleme de reclamații cu băncile, acum avem. Începe lumea încet, încet și eu cred că acest exod al forței de muncă... Și cei din mediul rural? Al forței de muncă în străinătate, care este majoritar din mediul rural, care au plecat în străinătate, se întorc sau măcar transmit celor care au rămas aici un alt tip de atitudine. Fiindcă a văzut că se poate și altfel, a văzut că se întâmplă și altfel și începe să vină cu un măcar cu un aer puțin mai occidental.
că mănâncă la fel, că poate se îmbracă la fel, dar din perspectiva atitudinii vede și altceva. Și cred că este un lucru pozitiv al acestei, să spunem, mobilități a forței de muncă, chiar că pentru România în această perioadă înseamnă rău, dar din perspectiva schimbărilor de atitudine și a mecanismelor înseamnă extraordinar de mult. Pe cealaltă parte, în schimb, ideea aceasta, Doamne ferește, de mai rău. Și așa, ce să fac? Ar trebui să se înceteze și să începe și să înceapă și săranul să înceapă să ia atitudine. Și nu numai când vine primarul să-i dea două voci să îl voteze și să-i promită nu știu ce minuni, pe lângă aceste lucruri să se ceară și altceva de către. Iar adunarea în asociații, în cooperative agricole, eu cred că este fundamentul. Fără asta nu se poate întâmpla absolut nimic. Și altfel o să găsim și în târgul de la primăria din București, în târgul făcut de primăria din Tulcea sau de undeva, aceiași oameni, tot și la un moment dat ne și plictisim de ei. Iar în momentul în care mergem în viața reală, în satul real, acolo vedem practic problema reală. Dar cred că acel cetățean trebuie să conștientizeze. E adevărat, poate pe timpul Ceaușescu mergeau măcar la băi sau undeva că îi trimitea CAP-ul. Acolo era CAP-ul. CAP-ul și îi trimitea pe la băi. Mai se duceau. Astăzi, după 1989, nu s-a dus unul. Nici la mare, nici la Govora, nici la Sova. N-au cum se ducă. Și această ținere practic într-o anumită zonă deja face foarte rău. Și în perspectiva aceasta a ce se va întâmpla, fiindcă în foarte multe reportaje din mediul agricol vedem, au mai rămas 7 bătrâni, 20 de bătrâni, vezi pe la de-abia sate, izolate. Sate izolate și chiar sate mai apropiate, dar tinerii deja stau la oraș. Până nu se vor crea aceste mici asocieri care să facă. Ceea ce este îmbucurător este că am văzut mulți corporatiști care chiar dacă au avut părinți sau nu au avut părinți, încep să întoarcă în mediul rural și să înceapă mici business-uri. Dar alea nu mai sunt fermele care ne așteptam noi, ci sunt niște ferme care se apropie de măcar un normativ european care îl găsim în celelalte țări. Dar acolo nu o să mai găsim până la urmă tradiția la care ne-am așteptat. Și atunci să înțelegem că în momentul în care luăm o roșie de la țăran cu sămânță olandeză, când mergem și cumpărăm cârnatul făcut, dar cu carne de la nu știu ce hipermarket, supermarket, normal că nu mai putem să ne așteptăm la același tip de gust, la același tip de miros ce a fost înainte. Și atunci dacă vrem să se întâmple și să mai reziste aceste lucruri, ar trebui să înțelegem ca și consumatori de data asta să plătim un preț suplimentar, fiindcă e clar costă mai mult. Să fim siguri că ceea ce am cumpărat chiar este și nu suntem păcăliși aici, treaba autorităților să-și facă cu adevărat treaba și unde se întâmplă să taie în carne vie și nu în ultimul rând și noi la rândul nostru, ca și consumatori sau și noi ca și consumatori din mediul rural care încercăm să facem ceva, să avem această atitudine și să începem să luăm taurul de coarne și să fim mai, să spunem, proactivi. Domnule Mirlea, să sperăm că se va întâmpla într-un acest lucru, ceea ce spus la final, într-un timp mai mult. Știți ce vreau? Trebuie să votăm și neapărat, nu politic. Eu nu spun de votul politic, eu spun de câte ori cumpărăm și facem ceva, noi votăm. Votăm brandul, votăm magazinul, votăm. Dacă vrem să avem țărani în piețe, haide să votăm, adică să cumpărăm produse de la ei. Dar în momentul în care le cumpărăm, să ne interesăm și mai bine să ne interesăm de două ori, dacă chiar este, decât să ne bucurăm că am cumpărat imediat de la cineva. Iar la rândul lui țăranul, când vede că nu poate să intre pe piață, când vede că nu poate... Eu cred că punerea mâna pe hârtie și să înceapă, fiindcă știți cum e acea vorbă, morții se acoperă cu pământ, vie cu hârtie. Iar dacă țăranul, cel care nu poate, suntem alături și putem să-l ajutăm, sunt și alte entități care poate să-l ajute, important e să vrea și să înceapă să se intereseze în stânga și în dreapta. Da, informarea e cea mai importantă și alături și de poate dumneavoastră... Și poate o emisiune la dumneavoastră mai constantă și așa s-ar putea să se schimbe cu adevărat ceva. Sigur că da, abia așteptăm o colaborare iar cu dumneavoastră pentru a informa pe cetățeni. Industria, cei care procesează și vând pesticide, poate să își mai apleacă și pe segmentul ăsta de educare, informare, se educe, mai aveam acesta, testecomparative.ro, poate să-l ajute pe țăran, dar poate să-l ajute și pe micul întreprinzător. Emisiunea noastră poate să-l ajute și pe țăran și pe micul întreprinzător. Ceea ce este important este, știm unde vrem să ajungem, că ne place când vedem în alte țări, dar nu știm exact real unde suntem. De ce? Dar de ce nu știm real? Fiindcă doar teoretizăm. Și când mergem real la țară, ei, nu se poate. Chiar așa? Domnule Mirlea, vă mulțumim pentru prezență. Timpul nostru a expirat, dar vă mai așteptăm și v-am spus, suntem deschiși la o colaborare pentru a informa consumatorul. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și noastră pentru atenție. Imediat urmează Meteo. Nu uitați de pagina noastră, Jurnalul de Agricultură, pagina de Facebook, unde puteți scrie comentariile și reclamațiile dumneavoastră, pentru că tot vorbim de consumatori. O seară bună, la revedere!